Doamne ajută tuturor, sunt Părintele Răzvan Ionescu. Iată o nouă întâlnire de duminică seara, așa cum v-ați obișnuit, chiar dacă nu se întâmplă chiar în fiecare duminică. O bucurie să ne întâlnim unii cu alții și doar să știm că, în general, întâlnirile noastre se bazează pe tema zilei, pe tema duminicii în care ne aflăm. În cazul de față, suntem în duminica aceasta în care biserica pur și simplu ne așează în față imaginea aceasta a tuturor sfinților bisericii, și sigur suntem în contextul pogorârii Duhului Sfânt, pentru că am intrat în această parte foarte frumoasă, minunată a anului liturgic, în care efectiv trăim, simțim, căutăm pur și simplu pogorârea Duhului Sfânt ca impact, să spunem așa, asupra vieții noastre. Din cauza aceasta, astăzi vă propun pur și simplu să căutăm, să pătrundem anumite sensuri, să înțelegem un pic mai clar în ce perioada anului suntem și cum putem să profităm efectiv pentru viețile noastre, cum putem să ne facem părtași acestei dinamici pe care o dă Dumnezeu însuși în biserică prin sărbătorile pe care le parcurgem acum. Deopotrivă, ne pregătim, după cum vedem, astăzi este pregătirea, să spunem așa, pentru postul ce va urma, postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, și aici aș atinge cu câteva cuvinte sărbătoarea pentru care ne pregătim, pentru că intrăm într-o perioadă de postire și perioadele de postire nu sunt doar niște perioade în care facem un efort oarecare, să spunem, să ne înfrânăm de la anumite produse, să, în sfârșit, o încercare, să spunem, să rezistăm tentațiilor vieții, ci de fapt este o perioadă de intensă pregătire. Hai să începem cu, întâi de toate, cu pogorârea Duhului Sfânt. Eu sunt efectiv pasionat, bucuros, la nesfârșit, ca să spunem așa, de perioada aceasta, pentru că, sigur, Mântuitorul, când ne-a promis prezența Duhului Sfânt, practic a dat bisericii tot elanul și toată viața pe care le resimțim astăzi, pentru că dacă nu ar fi fost Duhul Sfânt, biserica nu ar fi avut chipul pe care îl cunoaștem astăzi. Ca să ne dăm seama că este esențială prezența Duhului în viața noastră și în viața bisericii, este să ne gândim mai la faptul că Mântuitorul, întâi de toate, ne promite un alt mângâietor. Asta nu înseamnă că a ieșit de pe scena istoriei Mântuitorul și lasă pe altcineva în locul lui și punct, el se retrage. Da? Deci prezența lui Hristos în mijlocul oamenilor este o evidență în biserica lui și biserica, una sfântă, suboncească și apostolească, este mediul uman în care Dumnezeu, Fiul, Iisus Hristos, iubește să se facă cunoscut. De-aia există biserică. Pentru că în biserică Dumnezeu se face cunoscut. Și oamenii îl pot întâlni concret de-a lungul veacurilor, chiar dacă a trecut mult timp, din momentul 2000 de ani și mai bine, din momentul când a ieșit în această lume prin înălțare. Înălțarea nu este părăsirea lumii de către Dumnezeu, ci înălțarea este trăirea comuniunii cu Hristos altfel întâi de toate, da? Adică prin Sfânta Împărtășanie și lucrul acesta se realizează în Duhul Sfânt. Deci spune acolo foarte frumos că nimeni nu poate spune că Hristos este Fiul lui Dumnezeu decât în Duhul Sfânt. Deci noi cei care trăim viața bisericii și mărturisim pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, da? Ceea ce face diferența între noi și oricare altă religie, îl mărturisim numai întru Duhul Sfânt și prin prezența Duhului Sfânt. Nu e nevoie să imaginăm cum se petrece prezența Duhului Sfânt în umanitate, ci e nevoie să trăim lucrul acesta, să ne împărtășim din prezența Duhului Sfânt și să dăm mărturie la rândul nostru din drag pentru ceilalți ceea ce se întâmplă cu noi. De exemplu, eram la Ierusalim când s-a întâmplat o minune acolo unde se găsește în biserica, unde se găsește o bună porțiune din Sfânta Cruce, de exemplu, în prezența mea și a altora, izvora mir, de exemplu, în biserică. Lucrul acesta este și suprafiresc și firesc în același timp. Deci sunt niște lucruri minunate care se întâmplă. Însă noi, așa cum trăim viața în biserică, nu avem nevoie neapărat să fim numai în locuri minunate pentru a simți suflarea aceasta de viață. Pentru că suflarea de viață nu se produce numai la Ierusalim. Suflarea de viață se produce oriunde este viața bisericii. Și sigur că am ajuns încetul cu încetul să percepem ca îndepărtate realitățile acestea, dacă nici nu citim despre ele, nici nu ni le împărtășește cineva, nici nu știm să le căutăm.
nici nu știm că ele există în biserică, da? Sigur că ele ne par foarte îndepărtate, aceste realități. E mai apropiată realitatea de a lua o masă bună, de a te plimba cu mașina, de a pregăti ciorbă duminică dimineață, da? Pentru cei care n-au descoperit încă viața bisericii, de a ieși în parc, de a te plimba cu copiii. Sigur, lucrurile acestea fac parte din viața bisericii și din viața celor care nu sunt în biserică. Însă nu e suficient să vrei să fii cu Dumnezeu sau să ai cunoștință despre existența lui Dumnezeu. E, Duhul Sfânt ne ajută prin suflarea lui de viață în viața bisericii, ne ajută ca viața noastră să fie mistică. Ce înseamnă această mistică? De fiecare dată când trăim ceva care depășește posibilitățile omenești, a început mistica și cu noi. Da? Deci, sigur, biserica abundă de astfel de apelative, de denumiri, noi vorbim de tainele bisericii. Ce înseamnă tainele bisericii? Asta înseamnă că lucrarea bisericii e o lucrare care depășește omenescul. Depășește omenescul atât ca posibilitatea oamenilor de a declanșa lucruri dincolo de omenesc, da? Preoții, de exemplu, slujesc dumnezeiasca liturghie. Ce înseamnă dumnezeiasca liturghie? Este faptul că liturghisind, adică adunându-ne împreună într-o lucrare comună, da? Liturghia asta înseamnă lucrarea poporului, se petrece cu oamenii ceva care ține de împărăția lui Dumnezeu. Ei, lucrurile acestea trebuie trăite, dar dincolo de aceasta există trăirile pe care Dumnezeu le varsă, ca să spunem așa, prin puterea Duhului, în inimile oamenilor. Da? Deci un om care descoperă rugăciunea lăuntrică, pentru că toată viața creștinului este o viață lăuntrică, da? Când descoperi rugăciunea aceasta, adică când descoperi încredințarea care vine în urma rugăciunii din partea lui Dumnezeu, începi să descoperi viața proprie biserici. Ce e această viață proprie biserici? La început, sigur, oamenii, de exemplu, caută rugăciunea și eu, la rândul meu, de atâția ani, de o viață întreagă, caut să mă rog. Însă nu neapărat dacă caut să mă rog și reușesc să mă rog așa cum trebuie. Da? Dar noi încercăm, ne luptăm cu noi înșine. Ceea ce se numește asceză sau se numește nevoință. Nevoință, adică îmi tai voia. Îmi tai voia aia care mă ține într-o comoditate, în ceva prea redus, prea ieftin, până la urmă, pentru înălțimea chemării din partea lui Hristos. Hristos mă cheamă la niște lucruri înalte. Mă cheamă ca în mine să se producă niște lucruri compatibile cu împărăția lui Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt atât de înalte încât sunt bulversante. Iar unii nici măcar, adică dau din numeri și nici măcar nu le mai încearcă pentru înălțimea lor, pentru că s-au obișnuit cu un trai efectiv, comod, adică ieftin față de noblețea pe care am putea cu toții în realitate să o gustăm. Da? Când Mântuitorul le spunea și încredința că cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu era mai mare decât cel mai mare născut, adică cel mai trăitor, cel mai intens trăitor născut dintr-o femeie, adică Sfântul Ioan Botezătorul, vroia să arate oamenilor, de fapt, înălțimea chemării, faptul că în împărăția lui Dumnezeu nu este un fel de supă așa încălzită, cumva dezmorțită a vieții acestea și că chiar ne cheamă la o schimbare de ritm, de intensitate, de adâncime, de noblețe, la care accedem în clipa când ne ținem de el. Astăzi e Duminica tuturor Sfinților și în sensul acesta vă vorbesc. Sunt oamenii reușitei, oamenii care au întrupat în viața lor această chemare. Și Mântuitorul, prin pildele pe care ni le dă, ne cheamă înțelegerea noastră să facă efortul acesta și ne cheamă credința pur și simplu să ne aruncăm în brațele lui Dumnezeu, să credem că se poate întâmpla și cu noi. Și viața bisericii prin Sfinții ne arată că efectiv s-a putut întâmpla cu oamenii ceea ce a chemat Mântuitorul și a constituit o chemare din partea Mântuitorului. De-aia, când pilda aceea, când era cu unul a primit un talent, unul doi talanți și unul cinci talanți, unul nu a înmulțit deloc talentul primit, l-a băgat în pământ, adică l-a îngropat pur și simplu și când i s-a cerut socoteală, pentru că în moment al socotelii cu Dumnezeu, da, nu a știut ce să spună decât că nu a făcut nimic, era zero, deci n-a înmulțit nimic, nu a participat cu nimic, nu a bodelat cu nimic prin viața lui să aducă o plusvaloare față de ceea ce primese din partea lui Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu l-a pedepsit și l-a condamnat, pentru că nu ăsta este rostul existenței noastre. Cât timp suntem aici, este ca să înmulțim darul pe care l-a pus Dumnezeu în noi și întreaga creație să profite
vorbește de înmulțirea acestui dar petrecută prin noi. În al doilea rând, celălalt care a primit 2 talanți a reușit într-o viață întreagă să mai înmulțească și să mai fie încă 2. Da? Iar cel care a înmulțit 5, paradoxal, a mai scos încă 5. Adică cu cât ai mai mult, reușești să scoți mai mult cumva. Și lucrul acesta e uimitor. De ce unul are un talent, de ce are 2, de ce are 5? Este o taină a lui Dumnezeu. Întâlnești pe un părinte care abundă de daruri, așa, și îl numești un părinte îmbunătățit, da? Dar la bază este un mirean, este cineva care pur și simplu și-a luat în serios chemarea pe care i-a adresat-o Hristos și a zis: aș vrea ca viața mea să se împlinească. Aș vrea să merg cu încredere pe urma celui care mi-a spus ce să fac ca să mă duc de la moarte la viață. Adică să reușesc pur și simplu să fiu într-o dinamică a vieții mele care să strălucească în mine ceea ce a vrut Dumnezeu de la mine. Cum spuneam și altă dată și insist asupra acestui lucru, a pus în lucrare configurația lui lăuntrică spre cea mai bună versiune umană pe care ar fi putut să o dea viața lui. Da? Adică Sfântul este de departe cea mai bună versiune pe care ar fi dat-o omul respectiv. Este versiunea pe care Dumnezeu însuși o dorește. Da? Raymond, je vous parle en français parce que comme je suis en France et comme vous avez voilà, sollicité nos prières, que Dieu bénisse, je ne sais pas ce que vous comprenez un tout petit peu le français ou le roumain ou pas, mais c'est très sympa de votre part que vous avez essayé de nous voir ce soir et de suivre ce qu'on est en train de faire. I-am vorbit unui francez care a pus un comentariu aici împreună cu noi. Deci, să reținem că momentul cinzecimii este un moment care nu privește doar sărbătoarea respectivă a iudeilor din vremea respectivă, ci este momentul în care promisiunea lui Hristos s-a îndeplinit cu noi toți. Adică Duhul Sfânt se revarsă în lume și cel care era ascuns și se tăinuiește și cercetează adâncurile dumnezeirii, adâncurile omului, cum ni se descrie lucrarea Duhului Sfânt, vine și se revarsă cu putere în lume și schimbă efectiv vieți, bulversează viețile. Dar la asemenea măsură încât, istoric vorbind, la momentul respectiv, păreau beți așa cumva. Bine, nu păreau chiar beți așa cum este un bețiv, că nu este o identitate între ceea ce dă Duhul și ceea ce simte un bețiv. Un bețiv nici nu înțelege foarte bine ce se întâmplă cu el. Oamenii în Duhul Sfânt, în beția Duhului Sfânt, înțeleg, hiperînțeleg, supraînțeleg, dacă putem să spunem așa, au o conștiință care percepe cu o forță de pătrundere extraordinară și percepe realitatea lor umană și realitatea celorlalți și dă posibilități nebănuite omului de a simți realitatea. Da? Dar la niște măsuri așa exterioare, imediate, păreau că sunt un pic ieșiți din firea lor. Dar una e să-ți ieși din firea ta pentru păcat și alta să-ți ieși din firea ta pentru că Dumnezeu te poartă la niște posibilități mai mari, superioare posibilităților firii tale. E, vestea bună este că nu numai Hristos este cu noi în veșnicie și voi fi cu ei până la capătul veacului, da? Mergând, botezați toate neamurile, mergând, propovăduiți tuturor, botezându-le în numele Tatălui și Fiului Sfântului Duh și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci Hristos ne promite prezența Lui, nemijlocită. Întâi de toate prin Sfânta Împărtășanie, că ați văzut cu Luca și Cleopa pe cale, când au frânt ei pâinea, el a dispărut și în chipul pâinii frânte, adică Euharistiei, li s-a dat lor, s-a împărtășit lor. Da? Pe de o parte. Da? Pe de altă parte este prezența Duhului Sfânt. Și deci prezența Duhului Sfânt este esențială pentru misiunea noastră. Să vedem că Duhul Sfânt a reușit să facă din niște oameni temători. De înțeles omenește, da? Deci de înțeles, adică nu ne miră lucrul acesta. Chiar le-a spus Mântuitorul, stați într-o parte până vă veți umple cu putere de sus. Deci Duhul Sfânt exprimă în chip evident, după cuvintele neminciunoase ale Mântuitorului, exprimă faptul că omul capătă putere de sus. Duhul Sfânt, când s-a retras la momentul păcătuirii, Adam, Eva și așa mai departe, da? Practic este o dezgolire, este o dezbrăcare lăuntrică de hainele, de har ale oamenilor și deopotrivă o cădere din putere a omului. Pentru că omul nu mai are cum să aibă nu mai are aceeași putere nici asupra lui personal, nici asupra mediului înconjurător. Da?
Spunem asta cumva paradoxal, pentru că oamenii au excelat prin știință în putere asupra lumii, da? Și cu toate acestea n-au putere asupra lor înșiși. Vedem că din neputința omului se nasc toate durerile acestei lumi, pentru că omul care nu este în pace cu el, în pacea Duhului Sfânt în lăuntru lui, în războiul acesta lăuntric pe care și declanșează singur, exteriorizează acest război în neputința lui de a-și gestiona relațiile cu ceilalți. Și ajungem în raporturi de putere, de autoritate, de forță, de dărâmarea celuilalt, de cotropirea celuilalt și așa mai departe. Vedeți? Lipsa lucrării și prezenței Duhului Sfânt în om face rănile acestea între oameni și aduce atâta suferință și moarte, duce la moarte, pur și simplu. Da? Deci, soluția bisericii este Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt. Roada Duhului este pacea, îndelunga răbdare, blândețea, facere de bine, bucurie, așa și mai departe. Vedeți? Și mai mult decât acestea, deasupra acestea vă arăt o cale care întrece pe toate. Care e calea aceasta care le întrece pe toate? Păi calea aceasta este iubirea dușmanului tău. Da? Iubirea dușmanului tău. Sfântul Sofronie Zaharov spune că în iubirea aceasta a dușmanului, practic, ai siguranța prezenței și lucrării Duhului Sfânt în tine. Că omul poate recunoaște suflarea Duhului în el prin faptul că ajunge la măsura aceasta de a-și iubi dușmanul. E un cuvânt cu totul extraordinar și care ne privește, pentru că fiecare dintre noi, sigur, dea Domnul ca nație să nu avem niciun dușman, că nu-l căutăm și nu-l dorim și nu-l cultivăm și nu asta vrem, dar între noi, atunci când rugăciunile bisericii ne vorbesc de să ne ferească de războiul cel dintre noi, în chip evident, relațiile oamenilor se rănesc și se spulberă în clipa când oamenii nu mai sunt în lucrarea Duhului Sfânt. Și trebuie să vedem cum o căutăm. Acum, mergând un pic pe firul a ceea ce am gândit să vă spun, a nu vă imaginați că am pregătit de mult lucrul acesta, ce am gândit în câteva minute acum. Să reținem faptul că nu există misiune în biserică fără lucrarea și prezența Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt este cel care înaripează, dacă putem să spunem așa, sufletele oamenilor spre a-L mărturisi pe Dumnezeu, da? Nu vă îngrijorați ce veți spune, că vi se va da vouă atunci, deci în fața prigonitorilor, în fața celor care riscau să le ia până și viața, Mântuitorul le spune, nu vă îngrijorați pentru că vi se va da vouă prin Duhul Sfânt, deci Duhul Sfânt este cel care este apologetul prin excelența al bisericii și iată că lucrurile acestea se petrec de 2000 de ani și mai bine și noi astăzi trebuie să înțelegem că adevărata viață în biserică este mistică, cum spun teologii occidentali ruși de acum vreun secol încoace, creștinul este însoțit de o mistică obligatorie, adică nu poți fi creștin să nu fii mistic. Da? La Părintele Dumitru Stăniloae observăm că mistica, sigur în sinteza lui filocalică, este văzută ca fiind momentul acela sau starea sau la ce ajunge omul după multă asceză, adică după multă devenire întru lepădarea patimilor și păcatelor, dobândirea virtuților și exercițiul acesta lăuntric încetul cu încetul așează pe om într-o întipărire din partea Duhului Sfânt care se lasă simțit. Și acolo este mistica. Însă, starețul, deopotrivă, Părintele și Sfântul Sofronii Zaharov ne mângâie foarte tare și ne spune, da, mistica e mai accesibilă. El nu spune că e mai accesibilă, dar ne spune, mistica începe acolo unde a început pocăința omului. De îndată ce omul se pocăiește, atunci începe taina, pentru că se petrec niște lucruri cu el care nu sunt numai omenești. Și omul primește și încredințare că lucrurile acestea sunt peste posibilitățile lui de a genera astfel de stări și trăiri în el. Nu e vorba de o emoție, cum spune starețul Efrem al mănăstirii Vatopet, nu e vorba, nu căutăm emoții, ci e vorba de trăiri, adică de ceea ce privește întregul om, ceea ce asumă pe om în integralitatea sa. Omul îl pătimește pe Hristos, îl trăiește pe Hristos, trăiește roadele Duhului. Da? Chiar cuvântul acesta, pocăință, e foarte interpelator pentru noi. Pentru că, vedeți, în greacă pocăință se numește, se spune metanoia, metanoia, metanus. Nus este cuvântul grecesc pentru suflet. Suflet la greci nu este doar mintea, mintea ratio.
Da? Adică nu cea care poate să calculeze. Suflet este întreaga alcătuire omenească, ceea ce ar numi unii și suflet și duhul omului, și așa, mintea, rațiunea și toate cele care alcătuiesc puterile sufletești. Da? Și metanus, așa cum am auzit de fizică și de metafizică. Da? Deci fizica e cea care se ocupă cu realitatea materială a lumii, metafizica țintește ceva ce e dincolo de această realitate, da? Cel puțin în dorirea oamenilor. Da? Nu zic că și reușește. Da? Părerea mea că nu se poate ocupa cu necreatul, care este Dumnezeu, decât omul care primește instrumente din partea lui Dumnezeu să o facă. Care sunt instrumentele acestea? Puteri sufletești activate prin Harul lui Dumnezeu. Da? Dar așa cum există nous și metanous, noia și metanoia, da? Metanoia însemnând, cum am vedea noi, dacă nous este minte, metanous, metanoia, este lucrarea minții de dincolo de posibilitățile minții. Da? Accesând la ceea ce mintea în mod normal nu accede. Vezi ce cuvânt frumos și cuprinzător, pentru că în realitate metanoia omului, adică pocăința omului, e o lucrare, cum spunea Beda Venerabil, o lucrare de o mare inteligență, da? Dar nu e o inteligență strict omenească, ci o inteligență inspirată de Dumnezeu. O inteligență care dă omului niște posibilități altele decât funcționarea curentă. Sigur, metanoia, pocăința, se poate petrece în toate zilele vieții omului. Dar în toate zilele vieții omului, Dumnezeu se poate lămuri ca prezență lăuntrică prin suflarea Duhului Sfânt. Și dacă asociăm metanoia cu lucrarea Duhului Sfânt, ne dăm seama că, de fapt, pocăința este a ști să profiți în toate momentele vieții tale, sau cât de des poți, de suflarea Duhului Sfânt în viața ta și să-L obligi, între ghilimele, da, pe Duhul Sfânt să-și facă simțită și cunoscută prezența, pentru că îți dorești cu adevărat să ai viață și să pur și simplu să trăiești viața aceasta, să-L câștigi pe Dumnezeu ca simțire și ca trăire de acum și de aici, din momentul acesta, din ziua aceasta, în viața ta. Asta au făcut sfinții, da? Dacă vă uitați ce au făcut sfinții, sfinții l-au trăit pe Dumnezeu, au zis că e mai important decât orice altceva, au respectat cuvântul Mântuitorului: căutați întâi de toate împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga vouă. Da? Au căutat întâi de toate împărăția cerurilor și pur și simplu au trecut la treabă și au zis, indiferent ce ne prezintă societatea, că e un supermarket foarte frumos, că s-a lansat nu știu ce cinematograf genial, că ieșim la iarbă verde acum, că ne distrăm, că nu știu ce, tot felul de lucruri care sigur ne atrag și ele în felul lor. Da? E, dincolo de acestea, sunt oameni care au zis, eu mă țin cu dinții de Dumnezeu, că dacă e ceva valabil pe care aș vrea să-l am, să-l am pentru veșnicie. Adică oameni care s-au ocupat cu veșnicia lor. Unul dintre cei mai desfrânați papi care a existat în istorie, Borgia, da? În fața morții, la un moment dat, exact înainte de a muri, a spus un cuvânt incredibil. A spus, toată viața m-am preocupat cu lucruri de aici și acum, iată-mă, în fața morții, nu m-am preocupat niciodată cu ea și sunt complet nepregătit. Înțelegeți ce cuvinte adevărate pot să spună oamenii, chiar și cei mai mari păcătoși. Era un păcătos notor, da? Adică ceva înfricoșător. Din cauza asta, cumva, s-a născut și protestantismul ca reacție de fidelitate față de Evanghelie, pentru că nu mai suportau abaterile disciplinare, ca să spunem așa, dar ce abate disciplinare? Abaterile, pur și simplu, de la viața în Hristos pe care le promovau de la nivelul cel mai înalt oamenii aceștia. Da? Deci, chemarea la sfințenie se adresează tuturor, numai că urechile sunt diferite, da? Cine are de urechi de auzit, să audă, da? Spune Mântuitorul. Nu toată lumea are urechi de auzit. Toată lumea are urechi, dar nu știu dacă toată lumea are urechi de auzit. Însă, la un moment dat, va fi un bilanț al vieții noastre. Și bilanțul acesta ne va face poate să plângem. Sunt oameni care au plâns, eu nu spun de pedeapsă, da? Nu sunt în logica aceasta, caut cu orice preț să vă spun că veți fi pedepsiți sau vom fi pedepsiți sau nu știu ce. Nu, nu în sensul acesta. Sunt oameni care au descoperit, de exemplu, frumusețea liturghiei, au descoperit-o cu puțin timp înainte de a se sfârși din această viață. Și atunci au început să plângă și să spună, Doamne, îmi pare rău că n-am trăit frumusețea aceasta mai din timp. Ei, vieții de ei, nu știau că în împărăția lui Dumnezeu simțul liturgic și simțirea liturgică vor fi, sigur, amplificate. Că cel care, vă spuneam de talanții respectiv, dar nu am uitat să închei gândul respectiv, cel care a înmulțit 2, cel care a înmulțit 5, primesc
ambii încă un cuvânt din partea Mântuitorului. Spun, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune. Da? Și atunci înțelegem taina aceasta, vă spuneam și cu Sfântul Ioan Botezătorul, că deși era cel mai mare născut din femeie, era mai mic decât cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu. Că peste puține suntem puși aici, dar pentru că am avut încercarea să înmulțim realitățile acestea, peste multe te voi pune, ne spune Mântuitorul. Adică ne va da, din altă pildă acolo, vedeți cum înmulțește Dumnezeu, că dintr-un bob se nasc 30, 60 sau 100. Ia imaginați că se înmulțește cu 100 ca intensitate, ca posibilități, ca trăire, viața noastră sau orice fel de viață. Vă dați seama că este dumnezeiesc, este peste orice înțelegere a noastră. În clipa când primești așa ceva și primești astfel de încredințare, sigur, îți dai și cu pumnii în cap că n-ai investit mai tare în Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta să poți să obții de 100 de ori mai cu intensitate și mai cu frumusețe și mai cu taină propria ta viață. Și de-aia merită, într-adevăr, să nu aruncăm pur și simplu așa pe apa Sâmbetei, da? Pe apa Dâmboviței în București, pe apa Senei aici în Franța, în Paris, ci pur și simplu să ne câștigăm viața noastră cu intensitatea omului care și-a dat seama că dacă e ceva cu adevărat valabil, care va rezista până la urmă și care va trece pragul acesta către veșnicie, va fi cadoul pe care noi înșine ni-l facem cu ajutorul lui Dumnezeu, adică cine am devenit noi înșine. Asta este cadou. Nu vom pleca cu nimic din bunurile noastre. Bunurile nu au făcut decât să șlefuiască realitatea sufletului nostru. Cadoul cu care vom pleca din această lume este realitatea noastră concretă, cine am devenit între timp, cine suntem cu adevărat în această viață. Asta este miza, da? Și miza aceasta este grozavă, da? Ei, asta au făcut sfinții. Le-a păsat foarte mult de împărăția lui Dumnezeu și au vrut pur și simplu să mărturisească viața și să trăiască viața așa cum a gândit-o Dumnezeu pentru oameni. Acum, cum merg spre încheierea intervenției mele, dacă aveți cumva întrebări, vă rog să mi le puneți, răspund cu drag la întrebări. Am văzut una deja. Dacă Moise se arată pe Tabor la schimbarea la fața Mântuitorului, de ce unii frați de ai noștri susțin că Sfinții și Maica Sfântă sunt morți? Da, sigur, nu, o să fie foarte greu să răspundem de ce unii dintre noi simt lucrurile în felul lor, da? Și numai Moise și Ilie. Întrebarea se pune altfel, Ghiță Curac. Se pune foarte interesant. Dacă noi spunem că oamenii mergeau toți în iad și că Mântuitorul s-a dus în iad pentru a-i scoate de acolo, cum se întâmplă că Moise și Ilie se arată cu Mântuitorul la schimbarea la față și se împărtășesc din tainele lui Dumnezeu trecute și viitoare? Înseamnă că e o mare taină a lui Dumnezeu ca simțire a prezenței Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt e cel care dă acces omului la tainele dumnezeiești și că există excepții notabile, inclusiv în perioada Vechiului Testament, când oamenii prin trăirea lor și prin desăvârșirea, îndrăznesc să spun, a vieții lor, atât cât puteau primi la momentul respectiv, deja se împărtășesc cu Dumnezeu și tainele lui Dumnezeu. Deci, vedeți, se modulează cumva aspectul acesta înfricoșător al iadului pentru anumite persoane care au excelat în perioada Vechiului Testament. Da? E foarte interesant lucrul acesta, vedeți? Cei mai apropiați de el se împărtășesc și sunt casnicii și se împărtășesc din tainele lui Dumnezeu. N-am întâlnit altă întrebare. Hariton, nu suntem la Atena, da? Suntem în altă parte aici. Deci, dacă vreți să puneți întrebări, să nu ezitați, să puneți întrebări concret despre pogorârea Duhului Sfânt, sărbătorirea noastră a tuturor sfinților, da? Și postul care ni se pune în față. Vă mai vorbesc un pic pentru că mai am un pic de timp în expunerea mea. Vă îndemn să puneți întrebări pentru că este sigur foarte simplu până la urmă să tot cerem rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru noi, dar aici, cum să spun, eu înțeleg nevoia de rugăciunea oamenilor, dar hai să nu transformăm orice într-un fel de cerșală, așa că vrem rugăciune și așa mai departe. Deși, sigur că ce stare mai frumoasă în fața lui Dumnezeu decât ai cerși cumva rugăciunea și dragostea și binecuvântarea. Însă, trebuie să diferențiem în viața bisericii că sunt momente și momente. Momente în care ne împărtășim prin cuvânt,
momente în care participăm la diverse slujbe și așa mai departe. Da? Efortul meu și căutarea mea este să opresc cumva, să lucrez, ca să spunem așa, în a vă oferi repere valabile, astfel încât să trăiți mai deplin, mai viu, mai în cunoștință de cauză viața bisericii, să descoperiți pur și simplu ce minuni se pot desfășura în fața noastră, pentru că deseori nu le trăim și bifăm cumva viața bisericii așa prin câteva gesturi pe care le facem. Am mers la liturghie, ne-am miruit la sfârșit, am făcut diverse măsuri, să spunem așa, care pot să rămână doar în spațiu exterior și nu naștem în noi transformarea noastră lăuntrică. Mai zic două cuvinte despre post. Deci postul Sfinților Apostol Petru și Pavel e o perioadă de pregătire. Da? De ce oare, am pus întrebarea și în parohie și vă întreb și pe dumneavoastră, de ce oare Biserica a reprezentat pe Sfinții Apostol Petru și Pavel îmbrățișați? De ce oare? E, răspunsul este foarte simplu. Pentru că în Biserica primară au existat, așa cum există în orice comunitate umană, și divergențe de perspectivă. Da? Faptul că oamenii au abordat ca înțelegere diferit anumite lucruri care priveau comunitatea. Și pentru ca să nu se transmită în istorie că această zbatere rezolvată, sigur, la sinodul, primul sinod, sinodul apostolic din anul 50, da? Biserica a înfățișat pe cei doi care au avut un anumit diferent cu privire la trăirea în Hristos, i-a reprezentat îmbrățișat spre a arăta că unitatea și arăta că biserica a exprimat această unitate și că de la început, deși au putut exista divergențe, Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și prezența Duhului Sfânt, părutul sa Duhului Sfânt și nouă, da? Asta e mărturia de la primul sinod, Duhul Sfânt a dat unitate și posibilitate de unitate în neamul omenesc. Da? Acum aștept întrebări. Dacă sunt. Cătălina Mazoier. Doamne ajută, Părinte, putem să avem o legătură vie cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt? Cătălina, eu aș spune exact invers. Oare putem să avem o legătură vie cu Dumnezeu fără Duhul Sfânt? Răspunsul este, din punctul meu de vedere, imposibil. Imposibil. Ce înseamnă legătură vie? Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este izvorul vieții noastre, este sursa vieții. Dumnezeu nu este unul dintre noi. Dumnezeu este cel care este cel care cuprinde întreaga creație, înțelegerea noastră, are o capacitate de înțelegere și de raportare la realitatea pe care l-a făcut-o, care este, ne imaginăm așa, extraterestră pentru noi, cu totul alta decât ceea ce putem înțelege noi. Însă, în chip uimitor pentru noi, a așezat relația de maternitate și de paternitate ca și cheie a contactului și a comuniunii lui cu oamenii. Deci, o legătură vie, poate să aibă cineva o legătură vie cu Dumnezeu, de exemplu, dacă nu trăiește filiație, maternitate și paternitate. De exemplu, dacă nu înțelegem pe Maica Domnului și nu avem o relație vie în Hristos cu Maica Domnului, Dumnezeu ne-a dat acest chip matern în ceruri și deopotrivă pe pământ pentru a înțelege ceva din ceea ce El însuși a trăit primind trup, da? Și numai că a trăit El, dar s-a înfrățit cu noi oamenii și a venit în chipul omului printre oameni, da? Deci, vedeți, Dumnezeu a dat toate posibilitățile pentru ca legătura asta să fie cea mai vie, adică partenerială, dacă putem să spunem așa, dar nu în chipul că Dumnezeu este doar orizontal, că nu e doar om și a părăsit Dumnezeirea. Dumnezeu este și pe vertical. Deci, în clipa când ne întâlnim cu El pe orizontală, prin Iisus Hristos, dintr-o dată izbucnește în noi și verticala, adică simțirea prezenței cu cerul, simțirea comuniunii cu cerul. Da? Deci, fără Duhul Sfânt, n-avem nicio șansă, posibilitate, nicio posibilitate să trăim viul bisericii. Trebuie neapărat să cerem prezența Duhului Sfânt în noi. Și de altfel, Sfinții sunt expresia pur și simplu a lucrării Duhului Sfânt în atâția și atâția oameni, în oameni diferiți, da? Am găsit acum,
Ați cunoscut oameni sfinți? Povestiți-ne, vă rog, despre impactul întâlnirii cu astfel de oameni. Am cunoscut și cunosc oameni sfinți. Da? Pentru mine, starețul Efrem de la Mănăstirea Vatopediu e un om sfânt. Pentru mine e o evidență lucrul acesta. Este un om sfânt pe care îl iubesc. Când iubesc, sigur, și părintele meu în Hristos și în preasfințitul Iosif. Da? Pentru mine sunt niște oameni angajați pe calea sfințenii. Însă sunt și oameni sfinți cu lucruri minunate, adică cu lucruri minunate pe care i-am cunoscut în trecut. Maica Siluana, despre care primim încredințare, care are mare îndrăzneală în fața lui Dumnezeu. Mi-a scris cineva că i-a apărut de două ori, de exemplu, în momentul unui accident și în momentul unei operații. Și n-a cunoscut-o direct. Deci, Maica Siluana, de exemplu, este un om care s-a convins că s-a prins stare de Dumnezeu. Da? Părintele Proclu, când ne vorbea, ne deslușea mai întâi căutările inimii noastre și ce se mai întâmplase cu noi și după aia, la sfârșit, așa hâtru zâmbea și spunea: și dacă aveți întrebări, uite, eu asta am simțit că trebuie să vă spun și dacă vreți să mă întrebați ceva, să nu ezitați să mă întrebați. Da? Ganea Nunu. Eu înțeleg că transformarea noastră se face în taina, nu de către noi, ci de Bunul Dumnezeu, în timp când nici nu ne așteptăm. Da, nu e chiar așa că nu ne așteptăm, adică noi trebuie să așteptăm din partea lui Dumnezeu ca El să lucreze. Da? Adică trebuie să îmi pun viața mea sub impresia, sub tipărirea, sub impregnarea, dacă pot să spun, darurilor din partea lui Dumnezeu. Adică nu merge să stau acasă cu brațele încrucișate, să nu fac nimic. Trebuie să mă spovedesc, să scot din mine păcatul, să eliberez inima astfel încât să intre lumina Duhului Sfânt în inima mea. Da? E o lucrare de taină, dar e o taină încredințată și simțită din această viață. Numai oamenii care încep să primească această întipărire și simțire se vor duce către veșnicie, prelungirea acestei sări. Deci, spunea părintele Efrem, că noi câteodată suntem precum musulmani, adică promitem împărăția lui Dumnezeu numai dincolo, odată ce trece în această viață. Spune, e greșit, e o atitudine greșită, în sensul că noi, în calitatea noastră de creștini, îndemnăm la simțirea împărăției lui Dumnezeu de aici și de acum. În clipa când auziți binecuvântarea mare de la liturghie, ce este binecuvântarea mare? Binecuvântarea este împărăția Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru că e o simțire a împărăției de aici și de acum. Asta vrea să se întâmple liturghia cu noi. De aia nu avem nevoie de mobile și de tot felul de chestii, de telefoane și care să ne perturbe, să ne scoată din atenția aceasta. Da? De ce nu a fost și Ioan Botezătorul împreună cu Moise și Ilie pe muntele Tabor? Pentru că este printre proroci și îngeri întru. N-aș putea să spun de ce nu a fost convocat de Hristos acolo. Da? N-aș putea să spun. E o taină a lui Dumnezeu. Și apoi oamenii, atât cât au putut vedea, ei au văzut ce au văzut, însă cine știe cine mai era acolo în chip tainic? Nu știm. Acestea s-au arătat minții și înțelegerii lor pentru ca ei să se întărească cu faptul că ceea ce făcea Dumnezeu și Mântuitorul era dincolo de omenesc. Că Dumnezeu binevoiește în Fiul Său, acesta este Fiul meu cel iubit întru care am binevoit, da? Să-și dea seama că trăirea umanității nu ține de timp numai, da? S-a dus cu reîncarnarea și cu chestii astea în clipa când vedem așa, da? În orice caz e foarte odihnitor pentru noi că a apărut Ilie, pentru că se spunea că Ioan este Ilie care a apărut din nou. L-au văzut pe Ilie. Sigur că ar fost foarte drăguț pentru noi să-l vadă și pe Ilie și pe Sfântul Ioan Botezător în același timp. Se linișau și mai tare lucrurile pentru cei a căror minte se duce pe înțelesuri diferite. Da? Dar noi trebuie să luăm pur și simplu realitatea așa cum e. Realitatea aceea îl arată pe Dumnezeu schimbat, pe Mântuitorul schimbat la față, îi arată oamenilor cine este Dumnezeu cu adevărat și îndeamnă de fapt în realitate pe oameni să se bucure de același lucru. Da? Patronul spiritual al Catedralei Saint-Denis este Sfântul Dionisie Areopagitul. Nu există Sfântul Dionisie Anabana. Există Sfântul Dionisie, primul episcop al Parisului. Da? Mai curând cred că despre el este vorba. Da? Toma Gabriela. Cum se poate zicerea că de la omul care păcătuiește se retrage Duhul Sfânt și unde este păcatul mai mare prisosește har? Foarte bună întrebare. Bravo. De la Părintele Proclu, așa, și eu am primit așa cumva niște încredințări, că el vorbește de finețea aceasta lucrării inimii, că Duhul foarte ușor se retrage, da?
foarte ușor se retrage în clipa când omul păcătuiește, când greșește aproape lui. Acolo, cumva, aproapele nostru este cumva echivalent cu câștigarea Duhului Sfânt în viața noastră. Atât de fine sunt lucrurile. De îndată ce îl câștigi pe aproapele și îl câștigi în Hristos, se face manifestă în tine și lucrarea Duhului. Deseori, da? Unde este păcat mai mare, prisosește harul, se referă la pocăința oamenilor. Adică la faptul că acolo unde s-a înmulțit păcatul, Dumnezeu a sporit simțirea și lucrarea Harului pentru a copleși păcatul respectiv. De exemplu, vă uitați la preasfințitul Ignatie, a ajuns la Huș, da? Unde a fost păcat înainte și unde oamenii s-au primejduit și s-au rănit oamenii prin lucrurile care s-au petrecut înainte, a dat Dumnezeu om cu Har simțit și în chip evident spre a-i odihni pe oameni și a le da însuflețire. Da? Deci în sensul acesta, adică Dumnezeu învăluie așa ca într-un cocon, ca să spunem așa, ca o cloșcă iubitoare, așa cum se purta Duhul pe deasupra apelor. Da? Pur și simplu înconjoară, să spunem, nevoia din biserică, înconjoară cu prezența lui, astfel încât să ocrotească și să scoată pe om din păcat. Popa Nicoleta Mirela, vă rog să nu ne scrieți acatiste aici, că nu le-a cerut nimeni, da? Eu personal nu mă regăsesc în tipul acesta de a arunca pur și simplu cu nume, crezând că ceilalți ne sunt îndreptățiți cu ceva așa să îi punem la muncă, da? Mă rog, de ce ar trebui să pomenim, da? Alta este să spuneți, părinte, vă rog frumos, am o nevoie. Ați putea măcar să spuneți un Doamne miluiește pentru oamenii aceștia, da? În rest, nu se cuvine nimica, da? Deci trebuie să avem mare grijă un pic în felul nostru de a pune problema, să vedem un pic cine suntem, ce vrem să facem, la ce folosește lucruri pe care propunem și așa mai departe, da? Nu că oamenii nu pot pomeni, sigur că părinții sunt chemați să pomenească. Însă câteodată considerăm așa, într-un fel de răsfăț, așa copilăresc, că ni se cuvine că părinții de aia sunt ca să tot pomenească, da? Nu, nu, părinții nu sunt ca să tot pomenească. Părinții sunt într-o lucrare, într-o căutare, pur și simplu, să-i odihnească pe oameni într-o Duhul Sfânt, dar există o relație între oameni, da? Nu există așa comenzi, cum ai comanda pizza, știți? Mona, Doamne ajută! Cum știu dacă este prezent Duhul Sfânt în mine? Am dat o măsură a Sfântului Sofronii Zaharov mai devreme. Dacă ajung să-mi iubesc dușmanii, atunci sigur este Duhul Sfânt prezent în mine. Da? Asta e o măsură. El o spune. O măsură care, care deosebește, practic, care deosebește lucrarea psihologică de lucrarea duhovnicească. Pe de altă parte, acolo e un cuvânt care spune foarte limpede că lucrarea Duhului Sfânt, simțirea lucrării Duhului Sfânt se produce prin niște lucruri cât se poate de concrete. Îndelunga răbdare, pacea, bucuria, blândețea, facerea de bine și așa mai departe. Deci când simțim sufletul nostru cu dragoste pentru ceilalți și cu toată această lucrare, știm cumva că nu suntem departe de Duhul Sfânt. Da? Și al treilea lucru pe care l-am spus este pur și simplu faptul că dacă îl mărturisim pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, cum s-a spus și acolo la lui Petru de către Mântuitorul, bucură-te Fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Duhul Sfânt. Da? Tatăl, sigur, Tatăl, dar prin Duhul Sfânt. Da? Deci în sensul acesta știm cumva și iar Mona, ne cunoaștem, da? În clipa când avem mângâieri lăuntrice și primim toată această lucrare în care ne dăm seama noi înșine că nu este produsul propriei noastre existențe, pentru că nu putem niciodată să producem echivalent cu ceea ce produce Duhul în noi, lucrurile sunt din încredințare lăuntrică. Marta Iuliana Popescu, ca să luăm aghiasmă, sunt aghiasmă, sunt anafură, deci la ce oră trebuie să nu mai mâncăm?
Nu, puteți să luați dimineață, de exemplu, când vă sculați, mai ales intrăm în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, luați dimineață, da? Înainte de a mânca, luați aghiasmă, de exemplu, aghiasma mică, de exemplu, să ia tot timpul anului, puteți să luați. Și anafură. Dacă veniți însă la liturghie și vreți să luați anafură, sigur că de la ora 12 din ziua precedentă nu trebuia mâncat și nu trebuia băut, da? În perioada asta e foarte greu și cu căldurile astea, da? Să știți că cumva, bun, e mai solicitant, dar e și dar, da? Doamne ajută pentru Tora Ioniță, Doamne ajută să pomeniți și alții, da? Să vă rugați pentru ea. Bine, nu mai sunt întrebări, așa că o să bat în retragere, da? Deci dacă mai vreți să mai întrebați ceva, nu ezitați, acum este momentul. Dacă nu, ne retragem. Deci, reținem că am intrat în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel, reținem că acest post este aproximativ o săptămână, reținem că postire înseamnă întâi de toate înfrânare, dorință sinceră de a mă curăța lăuntric, de a face un pic de nevoință întru Hristos, sigur, toate cu binecuvântarea Bisericii, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, și să trec la această lucrare, da? Or exista și bomboane de post extraordinare, dar nu cu ele încep postul, da? Deci postul înseamnă să las de la mine un pic, după înțelesul Evangheliei de astăzi, să las de la mine, să renunț la niște lucruri care mi-ar fi făcut, desigur, plăcere și m-ar fi confortat, așa, să renunț la ele, pentru că vreau, întru Hristos, să-L câștig pe El mai curând decât să duc lucrurile respective, da? Mâncarea este binecuvântată în viața noastră. Dacă nu mănânc întru Hristos, dă Dumnezeu un alt tip de mâncare în mine, mai valabil și mai adânc, da? Abia, sigur, eu nu vă îndemn să faceți posturi lungi fără băut, asta este, vă poate pune și în primejdie chiar, deci mai ales în perioada asta să vă hidratați, dar, vedeți, să căutăm fiecare cu lucrarea noastră să-L bucurăm pe Dumnezeu în noi, da? Și lucrul acesta se va simți și Dumnezeu ne va bucura. Bine, vă îmbrățișez cu mult drag. Doamne ajută tuturor. Mulțumesc celor care au fost în seara asta prezenți, că nu e puțin așa să ai mai mult de 200 de persoane, până la urmă, într-o perioadă atât de frumoasă, până la urmă, când oamenii ies și ei un pic la iarbă verde, caută, sigur, mângâierea naturii și este minunat și faceți lucrul acesta, da? Dar sigur că putem câștiga și pe Dumnezeu și putem să prelungim practic liturgia prin tot ceea ce facem aici, putem să o prelungim pur și simplu și ca simțire și ca trăire și ca înțelegere, să pătrungem niște sensuri. Și asta este rostul întâlnirilor cu mine cel puțin, da? Bine, Doamne ajută tuturor și bucurie!